tuturor! Sunt Ariana și astăzi am revenit cu unul dintre cele mai așteptate videoclipuri de pe acest canal, adică un concurs la care unul dintre voi poate câștiga 4 cărți. Țin să vă mulțumesc în primul rând vouă pentru că sunteți alături de mine și mă susțineți și în al doilea rând editur Istoria pentru că mi-a trimis 3 cărți în dublu exemplar, astfel ca eu să pot împărtăși cu voi bucuria de a citi. Iar primul roman primit de la această editură este Unghiere și Cotloane de Jessica Lawson, cu o copertă foarte frumoasă și dragă mie, făcută de Natalie Andrewson. Este un roman polițist, amuzant și emoționant, o combinație între Charlie și fabrica de ciocolată și jocul Clue, urmărește aventurile prin care trec 6 copii într-un conac plin de mistere și poate chiar și plin de bani. Blânda și timida Tabitha Crumb, fiica unor părinți neglijenți, nu are niciun prieten pe lume, cu excepția șoricelului Pemberley, pe care îl iubește nespus. Într-o zi, primește una dintre cele 6 invitații la moșia de la țară a înstăritei contese Camilla de Moss și, din acel moment, viața ei se schimbă. După ce ajung la conac, o clădire impunătoare, în care se petrec tot soiul de lucruri inexplicabile, copiii descoperă că înălțimea sa, contesa, ascunde un secret teribil, după care încep să dispară unul câte unul. Inspirată de romanele ei polițiste favorite și avându-l pe Pemberley ca partener, Tabitha încearcă să rezolve cazul și să-i salveze pe ceilalți copii, care s-ar putea să devină primii ei prieteni adevărați. Cât de frumos! Iar Bookpage spune că cititorii vor fi fascinați de surprizele și descoperirile neașteptate care îi așteaptă în fiecare capitol. Sună foarte bine și se întrezăresc și câteva ilustrații, din nou foarte bine compuse, iar eu cred că va fi pe placul tuturor. Apoi am cea mai trăsnită excursie cu clasa din ultimul Catralion și ceva de an, de Dave Berry, o carte pe care știu că Tea, de la Tea scrie și citește, o apreciază foarte mult. Este un roman de aventură, iar în această povestire fantastic de amuzantă, spusă de Wyatt Palmer, un puș de clasa a 8-a, de la școala gimnazială Culver, Dave Berry ne invită la Washington într-o călătorie cu peripeții. Wyatt și cel mai bun prieten al său, Matt, alături de o gașcă de puști, întâlnesc în avionul care îi duce spre destinație doi tipi super ciudați pe care îi consideră teroriști. În încercarea de a-i deconspira, încep o aventură care se desfășoară cu o viteză amețitoare printre clădiri și monumente istorice. Sau, pe scurt, intră în tot soiul de belele. Și toate astea doar pentru a-l salva pe președintele american de la un atac. Sau nu? Spune această întrebare retorică, abia aștept să o citesc și să vă spun părerea mea. Apoi, ultima carte primită de la editura Storia, adică a treia, este Spune-mi dacă zâmbești, de Eric Lindstrom, apărută foarte curând pe piață, acum câteva zile la colecția Young Adult. Povestea o urmărește pe Parker Grant, care nu are nevoie de cine știe ce ochelari, ca să-și poată da seama cum sunt oamenii. Pentru asta a inventat regulile. Nu vă purtați altfel cu ea doar pentru că e nevăzătoare și nu profitați niciodată de ea. Nu veți primi o a doua șansă. Ca să vă convingeți, întrebați-l pe Scott Kilpatrick, băiatul care i-a frânt inima. Când acest băiat reapare în viața ei pe neașteptate, după o absență de mai mulți ani, parcă își dă seama că există o singură reacție corectă. Să-l respingă până când începe să-l doară. Oricum, mi se pare că are destule pe cap. De exemplu, vrea să se înscrie în echipa de alergări. V-ați prins. Ochii nu-i funcționează, dar picioarele da. Le dă sfaturi afectuoase, dar dure, colegilor ei de o naivitate dureroasă și are grijă să-și dăruiască sieși steluțe aurii pentru fiecare zi în care se abține să plângă din cauza morții tatălui său, survenită cu 3 luni în urmă. Însă descoperă că nu poate scăpa de trecut și pe măsură ce află adevărul despre oamenii din jurul ei, despre Scott, despre tatăl ei, parcă își pierde siguranța cu care analizează lumea din jur. Oare lucrurile chiar sunt așa cum par? Excepțional! Ca și Graffiti Moon,
Are aici un design foarte frumos pe coperta necartonată, ce dă foarte bine cu coperta care are niște punctulețe ieșite în relief. Apoi, ultima carte pe care o puteți câștiga este cumpărată de mine și anume Pasăre cântătoare de Catherine Erskine, un roman apărut la Young Art, imprint al editurii Art, care e cartea preferată a Dariei și de aceea am fost și eu curioasă de ea și m-am gândit să vă ofer și vouă și spune așa. Caitlin e o fetiță mai specială, suferă de sindromul Asperger. Lucrurile sunt albe sau negre, mâncarea nu trebuie să îi se amestece în farfurie, spune tot ce-i trece prin cap, iar desenele pe care le face și la care e foarte talentată nu pot fi în culori. Altfel, totul devine confuz. Devon, fratele său mai mare, îi era cel mai bun ajutor când lumea ajungea să fie copleșitoare, dar acum a dispărut. Tatăl ei nu-i de prea mare folos. Pierderea lui Devon a lăsat un gol imens. Caitlin nu vrea decât ca lucrurile să fie exact ca înainte. Știe că trebuie să ajungă la împăcare, dar nu înțelege ce înseamnă asta, în ciuda definițiilor din dicționarele pe care le consultă. În încercările ei de a obține împăcarea, Caitlin descoperă că lucrurile în viață nu sunt neapărat albe sau negre. The Guardian zice că e o decizie curajoasă să narezi povestea din perspectiva acestei fete. Modul în care Catherine Erskine a tratat gândirea Asperger e impresionant și sensibil. Iar Kirkus Review zice că pe măsură ce cititorii trec împreună cu Caitlin peste această încercare, își dau seama că și ei au devenit mai empatici, punându-se în pielea ei, experimentând felul ei diferit de a vedea și de a interacționa cu lumea. Un roman din nou în format paperback, cu scrisul destul de mare, ce însumează 188 de pagini. Și cam acestea sunt cărțile pe care le puteți câștiga. Repet, unghiere și cotloane. Spune-mi dacă zâmbești. Cea mai trăznită excursie cu clasa din ultimul catralion și ceva de ani. Și pasăre cântătoare. Dar pentru a intra în concurs, trebuie să îndepliniți următoarele reguli. Să fiți abonați la canalul meu, iar abonările să fie publice, pentru ca în momentul în care eu aleg câștigătorul, să văd dacă e abonat, să dați like acestui videoclip și să lăsați un comentariu în care scrieți particip. Și pentru ca bucuria și entuziasmul să fie duble, voi alege câștigătorul de data de 1 iunie. Nu uitați că toate informațiile date în acest videoclip se află și în descriere, împreună cu linkul către cele 4 cărți. Cam atât am avut de zis. Sper să vă placă și să vă înscrieți cât mai mulți în acest concurs. După care, bineînțeles, că vor urma și altele. Ne revedem într-o altă zi cu un alt videoclip. Pa!